La noapte vremea va fi rece, geroasă local în centrul și sudul țării. Vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie sau burniță și se va depune polei. În restul teritoriului cerul va fi variabil spre senin, dar se va semnala ceață asociată cu depunere de chiciură, local în zona de câmpie a Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în Moldova și Transilvania. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -17 și -15 grade în depresiunile Carpaților Orientali și -1-0 grade în dealurile Banatului și Crișana. În București, cerul va fi variabil la senin, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de -8-7 grade. Mâine valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor climatologice în majoritatea regiunilor, însă în centru, sud și est, vremea se va menține încă rece dimineața. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate în vest și nord-vest, unde pe arii restrânse, îndeosebi la începutul zilei, vor fi precipitații slabe mai ales sub formă de ploaie sau burniță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5-3 grade în zonele cu ceață persistentă și 8-9 grade în dealurile de vest. În capitală, vremea va fi în continuare rece dimineața, când probabilitatea de apariție a ceții sau a norilor joși se va menține ridicată. În restul intervalului, cerul va fi variabil, iar la amiază valorile termice vor fi apropiate de cele normale specifice începutului de februarie. Vântul va sufla în general slab, temperatura maximă va fi de 1-3 grade. La munte, valorile termice vor crește ușor față de intervalul precedent și se vor situa în jurul mediilor climatologice, însă dimineața vremea se va menține încă rece. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, unde izolat, în cursul nopții, vor fi precipitații slabe mixte, ce vor favoriza depunerile de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări mai ales în a doua parte a intervalului pe creste. Pe văi și în depresiuni, izolat va fi ceață.